Activitatea Goshomorăștie a obținut locul 6 la ediția 31 a galei Topul Național al Firmelor la categoria Întreprinderi Mijlocii, grupa Captarea, Tratarea și Distribuția Apei. Chiar dacă este cel mai mic operator din acest domeniu la nivel național, conducerea Goshomorăștie reușește să ofere servicii de calitate, fiind o societate apreciată la nivel național. Fabius Chiseli, directorul general al Goshomorăștie, spune că meritul pentru ocuparea acestui loc 6 în acest clasament revine exclusiv colectivului. Activitatea Goscom se situează pe locul 6 în topul firmelor din domeniul de activitate, firmelor mijlocii din domeniul de activitate apă și canal. Este o poziție onorantă și este meritul exclusiv al colectivului și al echipei de la activitatea Goscom, pentru că am reușit într-o perioadă relativ scurtă să întărim compania, să o punem în rândul companiilor de apă din România. Chiar dacă activitatea Goscom este un operator mic, aș putea spune cel mai mic operator din România, dar reușim să ne onorăm atât obligațiile în ceea ce privește clienții noștri, cât și obligațiile în ceea ce privește delegarea de gestiune din partea unităților administrative teritoriale. Și în perioada care vine încercăm ca și vom, sunt convins că vom reuși, să devenim un operator puternic, să furnizăm serviciile la cel mai înalt standard și de asemenea să reușim să facem investițiile pe care ni le-am propus pe termen mediu și lung. Chiseli a mai precizat că investițiile în acest domeniu al apei nu se vor opri aici, având deja planuri pentru a dezvolta și mai mult societatea pe care o coordonează. Sperăm ca în anii ce vor urma să fim și mai bine situați. Totul pentru ca această companie, activitatea Goscom, să devină un operator așa cum clienții noștri și populația în general din area de operare își dorește. Premiul va fi înmânat reprezentanților Goshomorăștie săptămâna viitoare, în 7 noiembrie, la București.